Hristos a înviat, doamnelor și domnilor, să aveți sărbători liniștite. Bine v-am regăsit, sunt Amedeo Oiene. Vă invit și astăzi la o călătorie în lumea șahului, emisiunea noastră, Strategie în alb și negru, pe care o puteți urmări în fiecare săptămână, sâmbătă, de la 12.30, sau duminica, în reluare, de la 14.30. Despre insula Paștelui, astăzi. Figurile misterioase de pe insulă au inspirat crearea unor figurine de șah, dar nu de șah clasic, ci de șah jocul video. Piesele de șah au forme asemănătoare în aproape toate seturile de șah. Cunoscătorii însă și mai ales colecționarii apreciază cele mai originale forme de design. Astfel, un set special a fost proiectat pentru un joc video de șah, Pure Chess. Seria Pure Chess Easter Island este inspirată de misterioasele statui Moai din insula Paștelui, Polinezia. Aceste sculpturi asemănătoare cu uriașe capete de om au fost recreate special pentru jocul de șah virtual. Ele evocă misterele insulei din Pacificul de Sud. Se spune că în timpuri străvechi, locuitorii insulei Paștelui au dispărut, lăsând în urmă doar giganticii Moai, statui atât de grele și atât de mari încât omului modern este greu să-și imagineze cum au fost create fără unelte contemporane. Astăzi vă propunem o problemă de șah compusă în anul 1959, are 15 piese, iată-le, notațiile. Albul joacă cu rege în A3, damă B4, turn C3, turn H5, nebun G4, cal F2 și pion H2. Iar negru joacă cu rege în F4, damă A8, nebun B1, nebun D6, cal C5, cal D4 și pioni în A4 și D7. Enunțul problemei, albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți, ca de obicei, răspunsurile, comentariile dumneavoastră pe adresa shaharondrealitatea.net. Soluția problemei, ca de obicei, în ediția următoare. Între timp, cât vă notați datele, vă anunțăm un turneu excepțional, mult așteptat, mai ales de fanii șahului din Germania. Din 15 până în 22 aprilie are loc Grenke Chess Classic, ediția 2017. Acesta este un turneu de mari maestri organizat la Karlsruhe, la care participă mari nume ca Magnus Carlsen, campion mondial antitră, Fabiano Caruana și Levon Aronian. Organizatorii anunță pentru anul acesta și prezența puternicei jucătoare chineze Hou Yifan. Urmează acum Delia Duca. Ea ne aduce, ca de obicei, explicațiile problemelor. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Aș dori în primul rând să vă urez sărbători liniștite alături de cei dragi. Și să vedem și problema propusă în ediția trecută. Este chiar o poziție foarte interesantă în care vor apărea pe parcursul soluției cam toate principiile despre care am discutat în ultimele 3-4 ediții. Vedem că regele este în centrul tablei. Dintre toate câmpurile din jurul său, doar câmpul E5 ar fi liber pentru rege să joace. Celelalte câmpuri sunt controlate. Câmpul C4 de pionul din D3, la fel și câmpul E4, câmpul D5 de ambii cai. Iar câmpul E3 de damă. De asemenea, câmpul E5 ar putea fi controlat de damă dacă am jucat din acest cal. Dar șahul cu calul în E2 nu este posibil în acest moment, deoarece dama ar putea să captureze calul. Pionul nostru din D3 înaintează, deci nu apără calul. Și atunci observăm deja că dama este oarecum blocată pe linia a doua să stea să controleze acel câmp. Altfel, dacă dama ar muta de pe linia a doua, cal E2 ar da mat. De asemenea și cal ia la E6 ar da mat. Este șah și, de asemenea, a deschis diagonala damei, dar aceeași damă neagră poate să captureze și în E6. De aceea, avem o situație în care dama neagră este forțată să stea să apere ambele câmpuri, E2 și E6, și am putea cumva să forțăm dama să mute.
cum am mai avut în tradiția anterioară, în care am jucat turn H6, care ataca dama din H8. Dar vom vedea că în această problemă nu avem o amenințare, ci va fi o cheie cu Zugzwang, adică o mutare subtilă a albului, după care nu se amenință nimic și totuși negrul va fi forțat să mute și astfel va primi mat la a doua mutare. Deci, pe lângă această damă, care trebuie să stea să controleze cele două câmpuri, cam toate mutările negrului observăm că l-ar duce la pierderea partidei. De exemplu, în această poziție, aproape orice mutare a negrului vom vedea că îi va strica poziția damei. Dacă ar încerca să mute din cal în C2, de exemplu, ar închide linia damei și putem să jucăm cal E2 cu mat. Dacă ar juca mutarea cal B3, ar închide diagonala damei și vom putea să capturăm în E6. La fel, dacă ar muta din calul din B8, nu ar mai controla câmpul C6, unde amenințăm să jucăm cu calul nostru. Pionul din C3 ar închide linia damei, dacă ar muta, iar pionul din C5 ar închide diagonala damei. Iar pionul din E6 ar bloca singurul câmp pe care îl mai are la dispoziție regele. Deci am văzut că toate mutările nu îi sunt favorabile negrului și totuși ce jucăm la prima mutare pentru a ne păstra poziția bună a pieselor. Soluția era una subtilă, rege G7. Felicitări celor care au trimis răspuns cu această mutare. După rege G7 ne-am păstrat poziția tuturor pieselor albe și acum negrul este forțat să joace, așa cum am arătat mai devreme. Nu are unde să mute din damă pentru a controla în continuare atât E2 cât și E6, nici măcar în A6, pentru că avem acest pion care blochează accesul damei și ar fi în continuare cal E2 mat. Iar dacă mută dama oriunde pe linia a doua, capturăm în E6 și este mat. De asemenea, la mutările subtile ale pionilor, despre care am mai discutat, la C2 s-ar închide linia damei și avem cale 2 mat. La C4 am arătat, s-a închis cealaltă diagonală și avem calea la E6 cu mat. Și ultimul pion din care ar mai putea să joace negrul ar fi pionul din E6, dar observăm că atunci când ar juca în E5, a blocat singurul câmp pe care regele negrul mai avea la dispoziție, singurul câmp de refugiu, și în același timp, jucând din E6, nu mai controlează câmpul F5 și putem să jucăm simplu cal F5 cu mat. Acestea au fost mutările din pioni. Dacă ar încerca să mute din calul din B8, oriunde, indiferent dacă ar juca în D7, C6, A6, este indiferent, a pierdut controlul câmpului C6 și ar urma cal C6 mat. Iar dacă ar încerca să mute pur și simplu din rege în E5, în acest moment s-a situat pe diagonală cu dama albă și putem să jucăm aceeași mutare, cal E2. Chiar dacă dama atacă acest cal, șacul este de la dama albă. Am controlat și câmpul D4 și este mat. Aceasta a fost problema în care am văzut mai multe principii despre care am discutat. Atât o piesă neagră blocată pe un anumit câmp pentru a controla două câmpuri diferite, cât și mutări subtile din pion care interferează diagonalele și șacuri prin descoperire. Continuăm cu o altă problemă în care vom vedea de asemenea interferarea pieselor negre cu propriile sale piese. Continuăm cu o problemă de asemenea de mat în două mutări, în care negrul are avantaj material, are un rege, o damă, două turnuri și trei piese, și chiar și patru pioni, iar albul are doar damă, două turnuri, trei piese, fără niciun pion. Dar este mai puțin important în problemele de mat în două mutări cine are avantaj, și ne uităm direct la poziția regelui, care pentru negru este mult mai expus șahurilor,
albului. Avem aici atât turnurile cât și dama, care controlează toate câmpurile din jurul regelui. Dacă ar trebui să mute, nu ar avea unde. Coloana C este controlată de turn. Câmpul B5 atât de damă cât și de nebun. Câmpul A6 de cal și de nebun, iar câmpul A7 de rege. Dar, totuși, oricât de bun ar părea poziția albului în acest moment, nu avem niciun șah prin care să dăm mat la a doua mutare. Dama este atacată atât de turn cât și de nebun. Dacă ar încerca să dea un șah pe D6, negru ar putea să pună nebunul în față și nu ar fi mat la mutarea a doua. Deci nu am îndeplinit enunțul problemei. Și niciun alt șah nu ar funcționa. Dacă încercăm să dăm șah din acest turn, la fel. Avem turnul negru în H1 care ne împiedică să facem acest lucru. Șahul cu turnul în B2, avem dama neagră, care nu ne permite acel șah. Deci nu avem nici o mutare evidentă de șah prin care să fie mat la mutarea a doua. Soluția problemei este o mutare subtilă din rege, ca și în problema anterioară, și anume rege B8. Eliberăm câmpul A8 pentru calul propriu, pentru că am observat că în câmpul A6 aveam deja control și de la nebunul alb, deci nu trebuia să avem calul în C7 pentru a controla acel câmp, iar după rege B8 amenințăm să jucăm cal A8 mat. Deci nu este o problemă de zvang, avem o amenințare după rege B8. Dacă negrul ar face o mutare aleatorie, ar urma cal A8 mat. De aceea, negrul este forțat să încerce să se apere de această amenințare și ar putea să facă acest lucru mutând din calul propriu, pentru că în acest moment nebunul din H2 ar lega piesa noastră din C7 și nu am mai putea să dăm acel șah, fiind rămânând în șah de la nebunul negru. Așadar, negrul poate să mute din acel cal, nu are alte apărări la dispoziție, chiar dacă ar captura dama, cal A8 ar fi în continuare mat. Nu exista niciun câmp din jurul regelui negru care să fie controlat doar de damă. Câmpul B5 este în continuare controlat de nebun, iar câmpul C6 de turnul nostru, precum și câmpul C5. De aceea, capturarea damei albe nu este o soluție pentru negru și îi rămân aceste posibilități din cal. Calul va face un cerc. De exemplu, din poziția inițială, după mutarea noastră rege B8, dacă ar încerca să joace mutarea cal H5, în acest moment, evident, dama din F2 a rămas neapărată și putem să o capturăm cu nebunul și ar fi mat. Vedem cât de periculoasă a fost amenințarea cu cal în A8. Nu există altă posibilitate de a se apăra decât aceea de a-și descrie diagonala nebunului și astfel dama rămâne neapărată. Și chiar dacă ar încerca să se corecteze, să joace calul în F1, de exemplu, astfel încât la nebunia la F2 să mai poată să amâne matul cu mutarea cal E3, pentru o partidă de șah normală nu ar fi important că este mat la a doua sau la a treia mutare, dar într-o problemă trebuie să găsim mutarea prin care este mat exact la a doua mutare. La mutarea cal F1, cum spuneam, nu mai avem nebunia la F2 mat, pentru că negrul ar putea să mai amâne matul cu mutarea cal E3, ci ne uităm ce s-a întâmplat. A blocat linia turnului negru și putem să jucăm turn B1 și este mat, pentru că turnul din H1 nu mai poate să ne captureze turnul. Similar, dacă joacă mutarea cal E2, a închis linia damei negre și putem să jucăm, evident, turn B2. Și este mat, pentru că dama nu mai poate să captureze turnul. Dacă încearcă să joace mutarea cal E4, vedem că a închis diagonala nebunului negru, care era singurul care apăra în B7 și acum putem să jucăm dama la B7 cu mat. Iar dacă încearcă să joace cal F5, ultima posibilitate de a muta din calul negru, a închis
linia turnului negru din G5 și acum putem să jucăm simplu damă B5 și este mat. Aceasta a fost problema interesantă prin acest cerc pe care l-a făcut calul negru, apărările similare ale negrului, și vom discuta în ediția următoare mai multe despre ce înseamnă analiza unei poziții din punct de vedere al unei partide de șah. Pentru că toată analiza pe care am făcut-o acum a fost din punct de vedere al unui enunț de genul albul mută și dă mat în două mutări. Este o diferență între analizele pentru o problemă de mat în două mutări și analiza la partidă, dar vom discuta mai multe în ediția următoare. Sabina Foișor este un nume mare al șahului american. Ea a devenit noua campioană națională a Statelor Unite la campionatele încheiate pe 9 aprilie la St. Louis. Partida finală a fost câștigată printr-un spectaculos sacrificiu de damă și o vânătoare de rege. De origine română, Sabina Foișor reprezintă Statele Unite din 2008. Ea provine dintr-o familie în care ambii săi părinți, dar și sora ei, au făcut performanță în șah. Mama ei, marea maestră Cristina Adela Foișor, a trecut în neființă cu doar câteva luni în urmă, regretată de întreaga comunitate de șahiști care au apreciat-o prin prisma rezultatelor sale de cel mai înalt nivel. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm, desigur, și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!